Lucia, dă-mi drumul, te rog. Lucia, te rog, dar sunt fratele tău, Lucia. A fost fratele meu, dar ai ales în numai. Lucia, te rog, n-am făcut nimic. Lucia! Lucia, te rog! Lucia! Domnului. Îți mulțumim că Tu ai creat totul, îți mulțumim că ne dai pâine, ne dai apă, Doamne, și îți mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos putem să avem viața veșnică. Amin. Amin. Iubiții mei, ne naștem și murim. Pentru unii pare să nu existe nimic după moarte. Pentru noi, cei care am ales să iubim pe Domnul nostru Iisus Hristos, moartea este doar un pas spre mai bine, spre adevăr, spre adevărata viață. Când ne întâlnim unii cu alții, ne zâmbim. Dar numai Dumnezeu cunoaște dacă zâmbetul nostru este din inimă. Ne doare. Ne doare că vrem să fim mai buni, dar de cele mai multe ori falimentăm, eșuăm, pierdem bătălii după bătălii. De aceea am ales ca el. Cine crede, poate ajunge acolo. Sângele Lui, vărsat la Golgota pe cruce, ne-a dat dreptul acesta. Trebuie doar să credem, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Am văzut că ai ieșit din biserică. Dar ce, ești pastor? Știi că femeia trebuie să treacă în adunare, nu? Ce-i cu tine? Am visat. Ți-am cerut să mă dezlegi.
Da. Te grăbeai. Spuneai că trebuie să ajungi, că se închide ușa. Nu pot. M-am săturat. Ai auzit ce zice azi la biserică? Zâmbesc. Dar în realitate, numai eu și Dumnezeu știm ce e în inima mea. Mă întreb cât o să mă mai rabde. Dacă vrea să te distrugă, o făcea de mult. Amândoi știm că gândurile lui Dumnezeu sunt gânduri de pace. Pace? Ce pace? Nu vezi că toată ziua ați deprimat? M-a săturat să joc teatru, să zâmbesc că nu-mi vine să zâmbesc? M-a săturat să încerc să par extraordinar. Simt cum mă roade. E în mine, e întuneric. Crezi că nu mă rog? Ce pace? N-ar trebui să vorbești așa. Nici nu poți să greșești cât poate Dumnezeu să te ierte. Mă simt gol. Doamne, Tată, îți mulțumim pentru mâncarea ce o primim din mâna Ta. Te rugăm să o binecuvintezi. Amin. Amin. Luați și mâncați. Ce frumos a fost la biserică. Băi, Tată, nu să iese din biserică în timpul programului. Lasă-mă, Tată, în pace. Dar de când îți permis vă să vorbești așa cu Tata? Vezi-mă de treaba ta. Totoriți-vă, luați și mâncați. Dar ia mai lasă-l în pace. Ce știi tu ce e în inima lui? Nu înțeleg. De ce trebuie să fie el mai diferit? Ciudatule. Ce dai, bă? Băi, tată, nu-l bate! Tată, nu-l bate! Stează! Dai, dai! Nu-l bate, tată, nu-l bate! Dai, dai! Nu mai da! Băi, bate, mă! Lasă-mă! Ce-ai văd, tată? Tati! Să nu te mai văd! Pleacă de aici! Am pornit pe un drum lung, singur am rămas și e prea mult. Este cineva să mă accepte așa cum sunt. Tot ce a fost frumos e doar trecut. Sunt doar amintiri și sunt de mult. Dacă cineva în cer m-aude și-mi știe sufletul, să mă dezlege aș vrea și să
tata mi-a spus că e vârstăneci. E destul că a plecat mama. N-ai pentru ce trăiești? Iartă-mă că te-am bătut. Înainte să mă arunc în apă, i-a zis lui Dumnezeu că dacă mă iubește, o să facă ceva. Știu că pare prostesc, pare așa nebunie, dar cred că aveam nevoie numai să știu asta. Am avut o discuție cu omul care m-a salvat. Mi-a spus mai multe lucruri. Niciodată n-am crezut că pot să scap de frământările mele. Am fost învățat să mă lupt eu cu ele. Luptă-te, roagă-te, biruie, Cătălin, fă nu știu ce. Dar parcă n-am avut niciodată curajul să îl las pe cel care se poate lupta cu ele, să se lupte el în locul meu. Cum adică? N-am cum să-mi vin. Nimeni nu poate. Singurul care poate să birui e Iisus. N-ai postit. Nu te-ai rugat pentru cea mai mare problemă din viața ta. N-ai simțit că e un lanț care nu se mai dezleagă. Suntem atenți la problemele noastre și mai puțin la Iisus, care poate să ne le rezolve. Și în loc să rămânem cu Iisus, rămânem cu legăturile noastre. Am supărat toată casa cu felul meu de a fi. Toți mi-au spus că am o problemă, dar nimeni nu mi-a spus cum să o rezolv. Dacă ar ști cum să o rezolve. Am avut un vis. Voi toți mergeați spre împărăție, numai eu eram legat de pământ. I-am zis Lucii să mă dezlege, dar se grăbea, zicea că îi se termină uleiul din candelă. Abia acum am înțeles că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Ori crezi, ori pierzi. Mi-a fost greu să cred că Iisus a murit ca eu să fiu dezlegat de lanțurile mele. Dar a făcut-o. Și am ales să cred. Uită-te la mama. La final numai cu atât rămâi. Cu felul în care ai ales, cu felul în care ai trăit, dacă ai crezut sau nu. Mă bucur pentru tine. Hai să mergem. Thank you.
Mm-hmm.